Viorica Dencilă îl somează pe Klaus Iohannis, scandal imens după întâlnirea de la Cotroceni, se arată stenogramele video. Scandal imens după întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre Klaus Iohannis, Viorica Dencilă subliniere Ilia Olguca Vasilescu. Eful statului a făcut praf executivul după această întâlnire printr-un comunicat de presă extrem de virulent. Premierul Viorica Dencilă iese la ramp sublinierei îl somează pe Klaus Iohannis. Dencilă spune că este uimit de ce a spus subliniere eful statului în comunicat subliniere îi transmite să desecretizeze stenogramele întâlnirii. Sincer, sunt uimit. Am văzut comunicatul domnului presubliniere dinte, eu sunt uimit de acel comunicat. Dar nu vreau să fim în postura de a crede ceea ce a scris domnul presubliniere dinte în comunicat sau ceea ce spun eu. Cred că cel mai bine ar fi ca domnul presubliniere dinte să arate stenogramele întâlnirii sublinierei atunci ne-am edificat toți. Eu nu pot să-mi permit să spun despre cineva ce minte, dar lucrurile nu au stat a sublinierea cum este în comunicat, a spus Dencilă.